Înființată în anul 1976, grădinița cu program prelungit Ion Creangă a format în cei 40 de ani de activitate mii de copii. Astăzi, la acest aniversar, întreaga echipă s-a mobilizat și toți cei prezenți la eveniment au fost martorii unui spectacol condimentat cu muzică, dans și scenete. Au participat cele 9 grupe din căminul nostru și o grupă de la structura GPN3. Le mulțumesc pe această cale doamnelor educatoare care își dau toată silința zi de zi să evidențieze acești copii foarte talentați, spunem noi, cei mai talentați. Primii intrați în scenă au fost călușarii care, dincolo de stângăciile vârstei, au fost intens aplaudați. Sosirea primăverii a fost leitmotivul recitalului de poezie. Din pământ au răsărit, ei ocei, ce-au vestit că la noi în țară, iar vine mândra primăvară. Printre pete de zăpadă am găsit un ghiocel, m-am gândit să dăruiesc mamei, fiindcă o iubesc, dar mai ca uitici prin el, fiind plăpând de viorea și pentru bunica mea. Din scenă nu au lipsit nici personajele din poveștile lui Ion Creangă, scriitor al cărui nume îl poartă grădinița și care este celebrat în fiecare an pe 1 martie.